Locatarii fiecărui bloc au obligația să dea jos de la acoperișuri țurțurii care pun în pericol trecătorii. Cei de la pompieri pot să intervină numai în cazurile excepționale în care locatarii nu pot să facă singuri această operațiune. Doborârea țurțurilor trebuie făcută cu mare atenție. Un cetățean a ieșit pe geamul de la bucătărie și a început să dea jos țurțurii fără să-i pese că pe trotuar putea trece cineva. Nu prea e normal că se poate întâmpla diferite avarii de mașini sau, mai rău, persoane accidentate. Da. Isu Argeș reamintește cetățenilor că au responsabilitatea legală de îndepărtarea țurțurilor de gheață formați la streșinile și șgheaburile imobilelor pe care le dețin sau administrează, pentru ca prin desprinderea lor acestea să nu pună în pericol viața trecătorilor sau bunurile materiale. Atunci când există risc iminent de căderea țurțurilor formați la imobile, proprietarul sau administratorul are obligația de a lua măsuri pentru avertizare și marcarea perimetrului expus riscurilor. Intervenția pompierilor se poate realiza doar în situații speciale, atunci când înălțimea imobilelor sau condițiile de deplasare a acestora nu permit administratorilor imobilelor să acționeze în siguranță pentru îndepărtarea țurțurilor.